Salutare! Azi vă arat un Fiat Ducato cabină dublă, de fapt un Fiat Ducato Maxi cabină dublă cu benă. O să facem un walk-around, să vă zic un pic dimensiunile și dotările. Mașina urmează să o livrăm și de aceea am zis să facem o filmare, pentru că e ușor diferită față de mașinile care le vindem în mod uzual. Clientul a avut niște opționale pe mașină. Are pachet de drumuri lungi, bineînțeles, are anvelope mai late, mașina va fi folosită și pe șantier. Puteți să dea aici Continental, All Season, iar dimensiunea este 225-75R16C. Puteți vedea acolo dimensiunea și faptul că este Continental All Season. Bineînțeles, apărător de noroi față-spate, protecție pentru bicicliști, în cazul în care, doamne ferme, bicicliști lateral să nu intre sub benă, apărător de noroi și în spate, pachetul Highway, bena Scatolini. Are cârlig de remorcare, acolo puteți să vedeți, dedesubt se vede protecția care vine pusă pe cârlig, această protecție de polistiren. Așa, aici aveți partea de informații legate de cârlig, cârlig Westfalia, și să vă zic un pic și partea de dimensiuni, de fapt mai bine cred că vă și arat. Aici avem dimensiunile mașinii, deci ea ca și lungime are 6,67 m. Așa, ampatamentul are 4,035, lățime 2100, înălțime exterioară descărcată 2424 de milimetri. Bena, pentru cei care sunt curioși, este de 3338 pe 2034, iar 40 este înălțimea obloanelor, este de 40 cm, sunt obloanele de aluminiu de la Scatolini. Cei care vă uitați pe canalul nostru știți probabil benele astea, sunt benele de Ducato Maxi, mai există și o versiune un pic mai mică. Acolo aveți un perete de protecție cabină cu câteva puncte de ancorare și scrie acolo maxim 300 de kilograme. La fel și pe partea asta, bara de protecție bicicliști, și acolo vedeți că scrie că nu e recomandat să vă urcați cu picioarele pe ea. Cam asta a fost din exterior Ducato. Mai mult am vrut să vă arăt partea asta de anvelope. O să mergem la interior, că și acolo e ușor diferit. Sunt oameni care vor chestii în plus, sunt oameni care vor o mașină basic, fiecare ce dorește pentru el. O să vă arăt specificația mașinii imediat, o să vă arăt și cheile, acolo sunt și numerele, că urmează să o livrăm. O să vă arăt un pic și în spate. Așa, aici aveți 4 locuri. Le puteți vedea fiecare cu tetiera lui. Au pus colegii mei și un covor de protecție. Vă arăt un pic și partea de motor, deși este 2.2 diesel, 140 de cai. L-ați văzut la noi pe canal. Așa arată versiunea de 2.2 diesel de 140 de cai putere. Cutie manuală cu 6 trepte plus marșalier. Pentru cei care vor să vadă codul de culoare, Bianco Monocot 549. Așa, plăcuța de informații, mașina poate să tragă 3000 de kilograme. Haideți să închidem și să mergem la partea de interior, că acolo e mai diferită mașina asta. Haideți să vedem, să vă arăt și specificația. O să urcăm o mașină, că e destul de rece. Și din start ați văzut faptul că are climatizare automată și are alt sistem multimedia. Haideți să ne apucăm de opționale. Deci asta este mașina, maxi cabinat, o cabină dublă, 7 locuri cu benă, 140 de cai, 350 de Nm. Și ca opționale are mesaje CAN pentru managementul flotei, pneuri All Season, le-ați văzut afară, sunt și mai late, în mod normal sunt 215, astea sunt 225. Benă cu obloane din aluminiu și perete protecție cabină, bare de protecție bicicliști, pachetul Techno, care înseamnă climatizare automată, o puteți vedea acolo. Aveți apoi radio Uconnect cu display de 7 inch, cu touchscreen, cu DAB și cu Android Auto și bineînțeles și Apple CarPlay. Port USB suplimentar aveți acolo jos și mai aveți pe ea cârlig de remorcare fix de până la 3000 de kg, broșura pentru inforegenerare DPF, o aveți aici, foarte ușor de citit, vă spune cum să faceți regenerarea la DPF. Dacă doriți să o faceți manual, e interesantă ideea, trebuie să pui contactul, să deschizi capota, iar pui contactul, apeși 5 secunde pe pedala de accelerație și după aia pornești mașina și ea când pornește își face regenerarea de filtru de particule, dar dacă doriți să facem un clip exact cu asta, are predispoziție pentru camera video spate, după ce va fi gata mașina, dacă clientul vrea să o caroseze, o să-i poată monta camera în spate, camera video, suport tablet, aia se comandă separat.
Subor tabletă, pe planșa de bord și diferențial autoblocant, punctea față, Traction Plus cu activare electrică. Aici aveți spațiu de prindere pentru tablete sau pentru ce aveți voi. E foarte faină chestia asta gândită, cei de la Fiat au gândit-o bine. Așa, o închidem înapoi la loc. Atât, scuze că am trăit un pic mai tare. Și acum să punem contactul, să vedeți un pic și partea asta de contact. Aici repede o să vedeți logo-ul de Traction. Acela este partea de, haideți să dăm ventilația mai încet și radio-ul să-l punem pe mute. Așa, bineînțeles să aveți și comenzile volan aici în spate. Hai să vedem dacă reușesc să le filmez. Și pe partea asta la altă aveți cele pentru schimbarea frecvențelor. Aici aveți partea de computer de bord, partea de Bluetooth și partea de pilot automat. Haideți să ne jucăm un pic și cu asta, dacă tot suntem la varianta asta, să vedem ce ne mai arată pe aici. O să și pornim mașina. Informații, temperatură, oil life, battery, DPF și service. O să apăsăm pe butonul de aici. Aici sunt comenzile pentru el și vedeți că așa apărut acolo Traction Plus On. E foarte fain sistemul, puteți folosi atât pe urcare cât și pe coborâre. Ajută foarte mult la gestionarea cuplului între roțile din față. Haideți să mergem un pic și la partea asta de multimedia. Aici aveți niște comenzi, încălzirea în volan, închiderea centralizată, asistența la coborâre, că aveți și asistență la coborâre, Traction Plus și asistența la coborâre. Haideți să scoatem din viteză. Să apăsăm cu stângul pe ambreiaj și să și pornim mașina. Cu ocazia asta vedeți cum și pornește. Așa. Și aici aveți și partea de asistență la coborâre și aveți acolo Hill Descent Control On. Vedeți să nu fie în viteză, să lăsăm să meargă câteva secunde ca să vă arăt și partea de cameră. Am tras frâna de mână, este aici în stânga. În momentul în care puneți în mașalier, se ridică de asta și băgați mașalier, mașina ne spune camera system unavailable, este precodat și premontat cablajul pentru cameră. Când clientul o să dorească, poate să-și monteze fără doar și poate cameră de mașalier pe această mașină. Aici aveți butonul care pornește și oprește partea de Uconnect, de multimedia, și dacă îl învârtiți, aveți și parte de volum. Acum o să dăm volumul la minim ca să nu auzim muzica, să nu ne oprească YouTube-ul din nu știu ce chestii de copyrights. Spațiul de depozitare sub plafon cabină, că era să-l uităm, bineînțeles, și cam tot ce ține de partea asta de depozitare. Aveți aici un torpedo, suplimentar aici, cu niște o mapă în el. Haideți să-l închidem și să reducem un pic în partea asta de Uconnect. E foarte fain că are Apple CarPlay și Android Auto. Bineînțeles, puteți folosi diverse surse de playback, aveți telefon și aici aveți partea de vehicul, unde puteți să vă selectați voi mai multe chestii, review camera, screen off, settings, foarte important acel screen off pentru perioada de noapte, doamne, perioada de noapte, când conduceți noaptea. Aici aveți niște ghidaje de la cameră, puteți să puneți și delay, și guidelines, doors and locks, key options, audio, radio setup, system information și reset. Și pentru cei care sunt curioși, aveți și parte de aplicații, aici sunt toate aplicațiile mașinii. În mare parte, cam asta a fost ducat o cabină dublă. Aici vedeți, este încă un USB-A. N-au pus USB-C încă, să sperăm că în perioada imediat următoare o să fie și un USB-C prezent în Ducato. Acolo sunt numerele roșii, vine clientul după mașină, partea de specificații și aici aveți cheile de rezervă, cheia de rezervă cu briceag, cheia de rezervă fără briceag, ambele sunt cu chip și o iară suplimentară dacă vreți să faceți o cutie de depozitare pentru diferite chestii, sunt foarte practice pe șantier, să meargă toate cu o singură cheie. Iar cheia cealaltă este în contact. Cu ocazia asta o să și oprim motorul. Așa, și l-am și oprit. Și se oprește și acolo cu logo-ul Fiat. Vă mulțumesc, vă doresc toate cele bune. Dacă aveți nevoie de orice alte informații legate de mașinile astea, simțiți-vă liber să ne scrieți în comentarii și cu cel mai mare drag o să vă răspundem cu tot ceea ce știm și noi, cu ce vă putem ajuta, cu cel mai mare drag. Vă mulțumesc încă o dată și să ne vedem cu bine. Salutare!